Plecați cu treabă prin zona Sibiului, membrii echipei noastre au prins la un moment dat o urmă de miros de pâine. La Valea Viilor, într-o gospodărie, niște sibieni lucrau la o sfântă pâine românească. Politicoși, oamenii noștri au cerut voie să filmeze toată minunea și așa le-a ieșit reportajul următor. Acum trebuie să-l jeruim ca să se ardă bine pe vatră, ca să putem băga pâinea în cuptor. Dar trebuie împrăștiat un pic jarul ca să se ardă bine vatra de jos, știți? Și se numește jeruit. După circa două ore scoatem pita din cuptor, da. Ne uităm cum s-a făcut. Asta am pus-o mai târziu, o scot pe asta prima dată, în tăvi mai mici. Ea apare așa, vedeți? Arsă. Uite, la început arsă. Dar o să o batem puțin și se face frumos. Deci e mai bine să stea în cuptor până se termină exact, bătutul. Pe rând, exact, da, da, să nu ne grăbim cu asta. Uitați ce neagră arăta și acum uitați cum arată la procesul final acolo, când se rade. Greu cu bătutul? Nu, e foarte ușor, dar trebuie să fii foarte atent pentru că da, crapă foarte repede. Deci trebuie bătut cu milă, așa. Cu milă? Cu milă și cu drag. Cartofii o țin mai moale, știți? Și mai bună cu cartofi. Mai bună? Da. De când faceți pâine și de când, să spunem, ați învățat această îndeletnicire? Păi de la părinții noștri am învățat. Același rețetar? Exact, tot așa. Ținem plămădeală de la o moldă la alta, deci săptămâna asta am făcut pâine și peste două săptămâni când mai facem un pic de plămădeală. Cum se zice? Maia sau cum? Maia. Și cu un pic de drojdiuță și facem pâine. Dar crește destul de mult. Da, foarte bine. Se pune mai multă drojdie sau care-i secretul? Nu, păi dospitul contează. O lași de dospește, nu te grăbești când faci pâine, gata, o fac și o șiba. Aia trebuie să-și facă rolul ei. Cam cât trebuie să stea? Să dospească și pe urmă o vedeți după două ore. Foarte... Asta. Și frământatul, bineînțeles. Asta e tehnica? Asta e. Trebuie frământată mult? A, nu, așa, cam o oră, știți? Cum zic bătrânii, când scurge apa de pe frunte, atunci ai pâinea e frământată. Aburind și acum e bună. Acum să mănâncă pâinea, numai nu prea mult, să nu ți se bată în stomac. Pe timpuri tot așa se rupea pâinea imediat? Păi... Dacă era foamea mare? Dacă era foamea mare, n-aveai ce face.